Pensiile medii din Hunedoara sunt cele mai mari din țară, potrivit unui studiu întocmit de Institutul Național de Statistică. Acest lucru se datorează industrializării și urbanizării din trecut a județului. Mineritul, siderurgia, energetica sunt câteva domenii în care oamenii au avut venituri bune și o contributivitate consistentă la bugetul statului. În prezent, cea mai mare pensie din județul Hunedoara este de peste 34.000 lei. Mulți hunedoreni și oameni veniți din toată țara au lucrat în minerit, un domeniu în care județul a avut numeroase exploatări de cărbune, aur și minereuri complexe. Una dintre aceste zone a fost Muncelul Mic. Aici au fost mine de complex deschise de prin anul 60 ceva, 60-61, cam așa ceva. Fost cu materiale din astea, deci complex, fier, pirite, mai multe, deci complex. Oamenii de aici, din jur, sătenii de pe aici, care erau din satele apropiate, lucrau aici la mine, majoritatea. Da. Domnul Crișan are 73 de ani, o pensie de peste 2000 de lei și se ocupă de gospodăria proprie, împreună cu soția. El spune că sunt în zonă oameni cu pensii bune. Sunt în zona la noi persoane care s-au pensionat de la mine după ce s-a închis mina. S-au pensionat cu pensii de au 3.000, 3.000 și ceva, 4.000 de lei pensia. Păi, cu gospodării individuale, nu cu să stea, nu blocuri, nu alte probleme. Și totuși, zona noastră nu e prea productivă referitor la aici. Cartoful se face, restul nu se face. Conducerea Casei Județene de Pensii spune că județul a fost puternic industrializat și asta face ca acum cei care sunt pensionari să beneficieze de venituri mai bune după ce au lucrat în condiții grele și au grupe speciale. La nivelul lunii decembrie, în județul Hunedoara am avut un număr de 122.330 de pensionari în plată. Per ansamblu, pensia medie la nivelul acestei luni despre care vă vorbeam este de 2346 de lei. Din fericire pentru județul Hunedoara, suntem într-adevăr pe primul loc și a spune că acest lucru este datorită și nu din cauza faptului că suntem județul probabil cel mai industrializat pe care l-a avut România de-a lungul timpului, cu destul de mare pondere de aglomerări urbane. Fapt ce a condus la desfășurarea unor activități salarizate mai grele, materializate în venituri mai mari. Potrivit studiului INS, un hunedorean cu pensie medie dispune de 78 de lei pe zi, în timp ce la polul opus se află județul Botoșani, unde pensia medie este de 1400 de lei, ceea ce înseamnă puțin peste 40 de lei pe zi. Știm foarte bine că pensia este oglinda activității unei persoane. Și atunci, evident că o persoană care de-a lungul întregului său parcurs a avut venituri mari, evident că acea persoană va avea și o pensie mai mare. Trebuie să spun că pe primul loc în acest palier de pensii se regăsește categoria mineritului. Avem Valea Jiului pe de-o parte, pe de altă parte zona Bradului. Vin foarte tare din urmă energeticienii, o categorie care în ultimul timp a beneficiat de niște măsuri care au îmbunătățit cuantumul pensiei. Avem de asemenea foarte mulți siderurgiști cu o legislație specifică, ceferiști și o întreagă serie de alte categorii de persoane care vă spuneam, au lucrat în locuri de muncă încadrate în grupe superioare de muncă, de aici și cuantum mare al pensiei. În momentul de față, cea mai mare pensie pe contributivitate în județul Hunedoara este de peste 34.000 de lei lunar. Cu toate că pensia medie este cea mai mare în județ, seniorii hunedoreni spun că scumpirile sunt mari în raport cu puterea lor de cumpărare.